încep eu foarte, foarte scurt și vreau dumneavoastră cuvântul numărul 6 și prezentați pe toți oaspeții și să intrăm în urmă. Doamnelor și domnilor, stimați prieteni, vă mulțumim pentru amabilitatea de a veni, de a fi alături de noi, la o primă seară culturală, ai cărui organizatori, sunt editura Icon și platforma Împreună. E, cred, un moment fast, pentru că am putut începe cu această propunere, cu această ofrandă, dedicată în memoriei lui Nicolae Steinhardt, acum la 30 de ani de la trecerea sa la Domnul. Iar întâlnirea cu Nicolae Steinhardt a fost, cred, pentru bună parte dintre noi, o întâlnire durabilă. Ce puțin pentru mine a fost în anii 90, chiar în momentul apariției de mai fericit. E o carte care călătorește de 30 de ani, nu numai în România, călătorește în Europa și în lume, care mișcă conștiințe, care convertește, care schimbă destine. Și e o onoare și o bucurie pentru noi că putem face acest moment de Nicolae Steinhardt astăzi aici, alături de dumneavoastră. O să-i dau acum cuvântul domnului Valentin Ajder. Eu o să-l dau înapoi în curând. Ne bucurăm că sunteți aici. Ne-am dorit de foarte multă vreme să ne adunăm ca să ne vedem la față, față de față, că pe Facebook nu mai vedem, inclusiv acum, în direct, probabil. Chipuri și opere, titlul la care am căzut foarte repede de acord, poate că mai găseam și variante mai bombastice, dar am rămas la acest genere simplu. Și permisiv, pentru că aici vom discuta despre oameni care cred eu că au conturat într-un fel acest popor. Am mai spus și vreau să repet, dacă acei oameni, și mă refer la generațiile intermedice și la generații de sacrificiu, aproape dintotdeauna, dacă ei sunt oameni, atunci trebuie să umblăm un pic la biologie și să vedem ce specie suntem noi. Că nu se poate să fim și noi oameni și ei oameni. E clar că ori ei sunt supra-oameni, noi suntem sub-oameni. Vorbesc în nume propriu ca să nu vă cignesc plural. Eu cred că cei aici de față, unii cu mijloace moderne, așa domnul Iulian Păicuș, domnul Vlad Papu, vă prezint așa dintr-o parte în alta, domnul Andrei Gărlău, domnul Helge Orghiu, deja l-ați auzit, Dianu Mureșan și domnul Cristian Crăciun. Eu cred că ne vor evoca nu numai figura lui Steinhardt, ci mai ales relevanța lui pentru omul de azi. Nu ne-am dat teme, n-am stabilit, știu eu, titluri de prelegeri, dorim să fie o discuție cât se poate de liberă. Nici nu știu cu cine să începem, poate cu domnul Crăciun. O luăm așa în ordine invers, de cine vine mai de departe vorbește primul. Da. Că-i mai odihnit. Seara bună, bine v-am găsit. M-am tot gândit în personalitatea aceasta atât de aparte care a fost Steinhardt, care din dimensiunile sale să le evoc. Mă gândeam că în momentul în care generația din care fac parte și care intra la liceu cam pe vremea când în America era festivalul Luxo, generația mea a devenit conștientă de sine exact în momentul când generația lui Steinhardt, adică noi ca Steinhardt, paleologul, Sergiu Algeorgiu și toți ceilalți, își cam recâștigau dreptul la semnătură. Reintrau în spațiu public. Și lucrul ăsta pentru noi a însemnat un fel de punte, ne-a ajutat să ne identificăm pe noi înșine. Apropo de
apropo de modele, că foarte mult n-au rămas și poate că e bine că n-au rămas pe aceste modele, e altă poveste. Dar noi vânam cu o bucurie greu de imaginat pentru cineva astăzi, vânam nu știu care revistă în momentul când apărea, când vedeam semnătura vreunuia din cei citați sau sigur al altora pe măsură. Steinhardt, cum bine știți, unul din lucrurile pe care erau foarte nesuferite era uniformitatea. A fi banal, a fi înregimentat. Și este una dintre explicațiile pentru care el a salutat cu mare bucurie generația tânără care intra în literatură în jurul anilor 75-80. Avea și o vorbă, articol de cel. Exact, pentru că simțea că e altceva. Ieșea din perioada aia de cenușiu extraordinar și vedea că literatura se reașează în niște reguli ale ei, care sunt regulile, în care prima este regula noutății. Să vă spun că vreau să mă refer, ca să nu mă întind foarte mult și în măsura în care vom stabili un dialog mai potriv și pe alte teme, vreau să vorbesc de Steinhardt, criticul literar. Pentru că era singura dimensiune pe care noi o cunoșteam atunci. Ce s-a întâmplat în 90 când a apărut Jurnalul Fericirii, l-am văzut la domnul Gheorghiu acum și l-am invidiat pentru că al meu arată groaznic, aproape numai foaie întreagă neruptă și prin câte mâini de elevi a circulat, sigur că am și edițiile ulterioare, dar o păstrez și pasta ca pe o relicvă în sensul sacru al cuvântului. Deci noi știam pe Steinhardt ca semnatar de cronici literare și de eseuri și ceea ce ne atrăgea atenția era că era cu totul altfel. Nu semăna în ceea ce scria cu niciunul din ceilalți. Sigur, noi ca făcea filozofie, ne îngrămădeam pe rostirea filozofică și pe alte lucruri, dar felul în care scria Steinhardt, felul în care scriau ceilalți, paleologul sau ceilalți, era un alt background cultural, era un alt mod de a privi omul cu care noi nu eram obișnuiți. Și ne deschidea o rezervă de oxigen spiritual extraordinar. De pildă, are într-unul din volumele sale, Scale, Timp și Spațiu, începe cu un mic jurnal de călătorie acolo, prin Franța și prin Elveția, dacă nu mă înșel, și începe cu descrierea unui tramvai de până Elveția, foarte colorat. Și se bucură, oricum nu s-au de instinctul, da. Se vadă față. Așa se vadă față. Deci, cu o bucurie de copil că îi dai o jucărie, Steinhardt descrie acel tramvai colorat. Scena nu cred că poate să o înțeleagă decât cine a trăit în cenușiul ăla al anilor 70-80 comunist, în care culoarea lipsea. Și Steinhardt are această capacitate teribilă de a se bucura de toate lucrurile simple, de la un vers, o imagine. Pentru el o imagine, un vers reușit, îl face să laude un poet, pentru că înseamnă că ăla e poet. Sunt cele două dimensiuni, cred, ale criticii lui, foarte rare în critică, bucuria și generozitatea. Noi vedem în criticul literar un fel de funcționar care clasifică, un fel de Mendeleev al operelor, care le pune în pătrățele acolo, le găsește niște proprietăți și le așează pe căprării. La Steinhardt nu era nimic din toate astea, era o bucurie extraordinară de a se întâlni cu frumosul și cu eticul, pentru că el mergea, și cum bine știți, împreună aceste două dimensiuni,
Și răspunde într-un interviu, cred că chiar să plecam, dacă mi-aduc bine aminte, care e raportul dintre etic și estetic într-o operă literară, răspunde ceva în interviu, dar după aia mai scrie Vatra un articol în care copleai și nu, zice, n-am răspuns bine la întrebare. O operă literară e simplu, trebuie să fie 100% estetică și 100% etică. Nu sunt raporturi acolo atât la sută aia și atât la sută ailaltă. De aici deschiderea lui teribilă. Iar acel volum pe care l-a intitulat Critică la persoana întâi arată tocmai această, după părerea mea, tocmai această asumare teribilă. Încă altă trăsătură asupra pe așa trage atingerea, formidabilă lui deschidere intelectuală. Nu vorbesc despre memoria lui fabuloasă, despre cât citise, dar deschiderea lui. De pildă, la un moment dat povestește că un abate l-a trimis să vadă teorema lui Pasolini, filmul, cam nerecomandat minorilor și călugărilor. Dar el vede în asta un exercițiu spiritual și place extraordinar timpul. Deci avea această deschidere. Și pentru că vorbeam de cât a citit și de lucrul se vede și în jurnalul Fericire Extraordinar și de tehnica citatului pe care o are, lui din citatele la el nu sunt ca să facă paradă de cultură, sunt, dacă vreți, un fel de vitraliu, cred, care îți așează lumina pe culori și te ajută să pe tine cititorul să alcătuiești o imagine de ansamblu. E tot o bucurie și în felul în care îți împărtășește aceste citate și în care prinde dintr-o dată, într-o singură imagine, pe care o găsește, nu știu care roman dintr-un autor pe care poate tu nici n-ai auzit, găsește ceva cu care limpezește o întreagă chestiune. O altă dimensiune pe care aș vrea să nu o pierdem din vedere este ironia și umorul și mai ales capacitatea lui de a le folosește adesea când este cazul să povestească experiența carcerală prin care trecuse. Și găsește tot felul de ocolișuri, de metode ironice de a spune prin ce a trecut, în așa fel încât cine citește să priceapă, dar cenzura să poată închide ochii, pentru că a vorbit despre altceva. Și, de pildă spune, pe Sergiu al George, l-am cunoscut și deschide paranteza, după cum poate adeveri și Alexandru Paleologu, închide paranteza, cine știe zâmbește interior, deci pe Sergiu al George l-am cunoscut la Jilava. Punct. Ca și cum a spune, l-am cunoscut la Londra sau la Baden-Baden sau mai știu unde. E o chestie de noblețe. Atât. Sigur că cenzorul închide ochii la chestia asta, a reușit să apară în 80 și nu știu cât a apărut interviul respectiv. Sau, noi ca pe vremea aceea avea domiciliu, iar o paranteză, pe care nu și l-a lăsese el, la Câmpul Lung. Iar și lucrurile, probabil că cineva ar putea face, mă gândeam aseară răspuit cărțile lui, ar putea face o antologie cu asemenea trimiteri din textele evident dinainte de 89, în legătură cu experiența pe care o care e o experiență etică, deci el își asumă partea de a spune și în același timp, fără să provoace, să spunem, daune colaterale altora. Sigur, e de vorbit mult despre raport cu credință și cultură, probabil vor vorbi ceilalți care vă stau în față în seara asta, este una dintre persoane. El era, cum să vă spun, o lebădă neagră, pentru că nu semăna cu nimeni prin formația lui teologică, în primul rând, prin călugăria pe care o avea, când am aflat noi mai încolo că el chiar e călugăr
Știți bine că se făceau pelerinaje, nu chiar ca la păltiniști, dar aproape. Dar să noi să spun și treaba asta și cu asta închei, atunci când era cazul, nu și refuza nici tăișul critic. Cu toată amenitatea, cu tot respectul, dar nu închideau ochii și vă dau doar două exemple. Unul este cel din siajul jurnalului de la Păltiniști, că știți că a scris acel celebru articol cu catarii de la Păltiniști, pentru că ceva nu i-a plăcut în jurnal, e o întreagă discuție acolo. Și mai are un articol în momentul când au apărut scrierile lui Aristal, în care ilustrul sociolog era extrem de vitriolant la adresa lui Blaga și a lui Mircea Eliade, iar Steinhardt le ia apărarea celor doi prieteni ai săi cu mare forță și cu mare vehemența ideilor, a spune, alminteri extraordinar de elegant. Stilul lui baroc, abundența lui de adjective este tot, uitați, el supără astăzi, când noi cultivăm stilul SNS, supără dantelăria lui de adjective cu care își îmbogățește frazele, dar care sunt tot o formă de iubire. Eu așa le văd, sunt o formă de a lua obiectul și de a-l plimba așa lumină, în așa fel încât să-i vezi toate unghiurile, toate colțurile, dar lăsa luminat din toate punctele de vedere. Deci, încă o dată, o formă de critică, cum nu se mai practică astăzi, bazată pe iubire și pe generozitate. Un personaj, într-adevăr, exemplar, din multe puncte de vedere și, într-adevăr, un model. Mulțumim, pentru că domnul Băicuș are ceva asemănător de a ne spune, cel puțin așa mi s-a la telefon. Continuăm în această ordine. Țineți-vă. Ar trebui spuse multe lucruri despre Nicolae Steinhardt. În primul rând, contactul cu opera lui este așa, pentru mine, un soi de itinerariu spiritual, ca să-l cităm pe Mircea Eliade. Aș porni totuși de la articolele lui Steinhardt și cărțile pe care le-a publicat înainte de 1947 și de schimbarea de regim politic, trecerea de la monarhie la republică. În perioada respectivă, Nicolae Steinhardt a publicat, de fapt, o carte despre iudaism, alături de vărul lui Emanuel Neumann, o carte foarte interesantă prin mizele ei, pentru că, practic, el aborda, de fapt, o chestiune care ține de teologia iudaică și pe care o întâlnim abordată într-un alt stil de Mihail Sebastian, pentru că, în momentul acela, el își asuma complet identitatea iudaică și nu ajunsese încă la metafora asta, care era, de fapt, convertirea din Jurnalul Fericirii, care presupune, de fapt, o experiență de tip teologic asumată de plin, dar o trecere de la un tip de religie monoteistă la un alt tip de religie creștină și bazată pe dragoste, pe înțelegere. Domnul Cristian Crăciun vă povestea despre modul în care scria critică. El spunea că în critică trebuie să aprinzi tot timpul principiul iubește-l pe altul ca pe tine însuți, și toți autorii pe care îi analiza critic, aminteați generația poeților 70, dar de pildă a scris foarte frumos și despre 85, a scris despre Volnul lui Lefter, Globul de Cristal, cam toți. Și cu mare aplomb și o mare dragoste, deci, pentru că era un om deschis, un om care extrovertit într-un fel. Și începuturile acestea sunt date, de fapt, de volumașul acela de parodii, care se numea
în genul tinerilor inițial și pe care Liceanu l-a schimbat și a zis în genul lui Cioran, noi ca și nu mai știu, Iade, pentru că deveniseră niște nume și titlul inițial nu-și mai avea rostul, care ironizează o chestie imberbă, așa, care seamănă cu energia lui Eugen Ionescu din nu, cam tot ce era generație gândiristă sau generația 27, cum îi spune Marta Petreu, sau cum ne-am obișnuit să-i spunem și noi. Și am adus un al treilea volum, care reprezintă, de fapt, o antologie a doamnei Viorica Nișcou, care se numește Articole burgheze. Și o să vă explic de ce se numește așa. Steinhardt, fiind de greu, trebuia să se regimenteze, pentru că tot eșalonul ăsta intelectual, inteligenția, cum o numim astăzi, avea fie de ales între extrema stângă și extrema dreaptă, spre deosebire de alții, nu sunt un mare fan al lui Țuța, care le-a bifat pe amândouă, a trecut de la o extremă la alta, bine, lăsând la o parte ulterior ce s-a întâmplat, experiența carcerală și asta, a reușit să bifeze cele două totalitarisme într-o perioadă foarte scurtă de timp. Steinhardt venea foarte mult din direcția cenacului zburător al lui Lovinescu, a fost un apropiat al lui Lovinescu, știu că își notează la un moment dat că i-a împrumutat discursurile parlamentare ale lui Maiorescu, pentru că Lovinescu nu le avea și i-a dat de vreo două, trei ori telefon să aibă grijă de ele, să nu le piardă. Pentru că, mă rog, ele sunt de fapt un soi de pistă al oratoriei literare. Articolele au fost inițial publicate în mai multe reviste. Ediția asta este apătută de doamna Viorica Nișcov. Asta discutam cu studenții la facultate, țin un curs despre eseu între literatură și filozofie, deci mă ocup de tot ăștia, toată generația. Și discutam despre necesitatea de a avea rapid, sau mă rog, într-un interval de timp cât de cât onorabil, niște ediții critici ale scriitorilor interbelici, ale lui Steinhardt, Camil Petrescu. Aceasta nu este o ediție critică, este o ediție comentată, de fapt. Deci știm diferența. Ediția critică se face cu manuscrisul în față. Nu știu dacă cei de aici au lucrat direct pe manuscris sau pe xeroxul. Din păcate, de multe ori se confundă tipul ăsta de alcătuire a edițiilor. Și aici aș mai spune că el începe să publice, în primul rând, la revista burgheză, de unde vine numele cărții, Articole burgheze. Și o revistă la care, prin care am trecut cu foarte mare atenție și despre care aș vrea să existe cumva o monografie, și anume marea noastră revistă culturală, revista Fundațiilor Regale, care era sponsorizată de regele Carol al II-lea și care era, de fapt, topul, în care publica topul scriitorimii române, deci era cea mai nobilă și cea mai deșteaptă revistă care a apărut probabil în istoria literaturii române, afară de secolul 20, cu care probabil rivalizează, și secolul 20 a fost făcută după ea, după modelul revistei acestea a Fundațiilor Regale, modelul francez fiind NRF, Nouveau Revue Francez, scoasă de Gide și de Sartre și de ceilalți intelectuali francezi la Paris. Revista Fundațiilor Regale are niște texte care, din păcate, sunt foarte puțin cunoscute și sunt texte inedite ale lui Iade, ale lui Cioran, care nu au fost ca lumea prelucrate și care probabil ar trebui salvate. Cam trei pătrimi din cartea asta sunt despre scriitori francezi. Am impresia că în tinerețe nu era numai francofil, ci era chiar galoman, cum zicea Eminescu. Deci cultura noastră era datorat foarte mult culturii franceze și prin lipsa asta de polivalență, poliglosie, era obligat să citească Kierkegaard sau Nietzsche, nu? Citeau numai în limba franceză, traducere. De
altfel Solcer și librările din București aveau rafturi umplute cu cărți în franțuzește. Deci tot ce era percepție universală venea din franceză, pe intermediar francez. În opera lui Steinhardt, cartea asta, articole cu piese, contează foarte mult, pentru că, de pildă, vă dau un exemplu, el vorbește despre doi autori care au constituit axele tezei mele de doctorat, Marcel Proust și Andrei Gide, și care, de fapt, sunt axele gândirii noastre interbelice, pentru că influența lor se duce foarte mult pe roman și pe jurnalul Gide, pe conceptul acesta de autenticitate pe care îl preia Camil Petrescu și alte valori care revin în toate operele. În cazul lui Steinhardt, analizează viața lui Gide și există domnul profesor Ardelean, care așorteză o biografie cea mai bună și mai valoroasă biografie și analiza operei publicată până acum la editura Humanitas, mi-a adus un xerox după o monografie Gide pe care o pregătise când avea 20 de ani, deci o scrisese practic și care s-a păstrat în manuscris la Prohia și va fi publicată în ultimul volum de varia, nu știu, peste 2-3 ani când vor termina seria asta, urmând să mai existe încă două volume de publicistică, inclusiv Dumnezeu în care spui că nu crezi, corespondența cu Virgile Runca, există o corespondență inedită cu Memorianul, cu foarte mulți scriitori care erau în afara țării, care se găsesc în afara țării și cu care Steinhardt făcea permanent schimb de cărți. Era bibliotecar la Rochia, ajunsese bibliotecar și se îngrijea foarte mult de fondul ăsta de carte și juca prietenii pe Ionescu, pe Cioran, să-i trimită cărți și făcea schimb de cărți cu Lovinescu, Monica Lovinescu și Virgilie Runca. El trimitea cărți românești de literatură și îi trimiteau cărți în limba franceză. În opera lui Steinhardt, un capitol aparte îl joacă opera lui Proust, romanul lui Proust, pentru că tot vorbim despre jurnalul fericirii. Există două variante, o variantă roșie și una albastră. Varianta manuscrisului de la Rochia este cea în ordine cronologică și cea care a ajuns în editura Dacia, prin editura Dacia la noi, este o variantă în care el se joacă foarte mult cu timpii narrativi, de altfel are două influențe, Proust și Joyce, de fapt, autori care îi stârnesc tot timpul interesul și pe care îi comentează de foarte multe ori, și are un soi de spații așa intertextuale, care se numesc Budi Mamborag, cele trei cuvinte, m-am tot gândit de unde vin, până la urmă mi-a venit ideea că vin din muzică. Budi, Udi, nu? Sunt trei stiluri muzicale. Mambo, Siria sau mă rog, Chinescu și Ragtime, care e un stil tot din jazz. Deci iubea foarte mult muzica, se duce la prieteni să asculte, cred că Jesus Christ Superstar, nu? Celebru musical de pe Broadway, și vede acolo o chestie super creștină. De multe ori, în dorința sa lui de a descoperi secretul lui Caragiale, nu, are un celebru text despre Caragiale, publicat inițial în revista Ethos în străinătate, face și niște aberații, după părerea mea, comite niște interpretări false. De pildă, în secretul scrisorii pierdute, spune că, pornind de la un text al lui Călinescu, că Zoe, celebra eroină din scrisoare, e un fel de domina bona, un fel de imagine a fecioarei, mă rog, ea se duce acolo și împacă pe toți bărbații aia care se băteau ca bibolii, ca până cap. Iată, mare interpretare creștină a scrisorii pierdute. Evident că nu e reală, nu ține explicația lui. Dădeați exemplu teorema lui Pasolini, are un text foarte frumos despre La Dolce Vita, în care spune că, de fapt, filmul e presărat cu simbolul creștine, cu imaginea peștelui, cu ideea aia, cu miracolul care se produce și chipul aia încearcă să-l dea la televizor și
peștele mort de la sfârșit, care semnifică de fapt moartea și... Deci, propriu zis, lucrurile în opera lui stau foarte... E un om foarte rafinat. Eu am dat peste jurnalul Fericirii din Întâmplare, mă dusesem să mă spovedesc prin 90 la o biserică la Cozia și călugărul de acolo, de egumen mănăstirii, m-a întrebat și dacă am citit jurnalul Fericirii. Și spre rușinea mea am zis că nu am citit. Și bineînțeles că m-am întors acasă și am căutat peste tot jurnalul Fericirii până am găsit ediția de la Dacia. Și m-am apucat și am citit și într-adevăr avea dreptate că e o carte deosebită. Ar fi mult mai multe lucruri de spus, o parte le-am spus și eu, o parte le vor spune domnii profesori și invitații de astăzi. Închei printr-un îndemn, citiți cărțile lui Nicolae Steinhardt, nu? Pentru că deviza sub care le-a scris este dăruit vei dobândi, este deviza Sfântului Nicolae, cel care e de fapt patronul lui spiritual. Până la urmă e și devisa noastră ca profesor universitar, dăruindu-le studenților, dobândim și noi multe lucruri de la ei. Citim împreună, cercetăm împreună și ne întâlnim câteodată la Părintele Nicolae. Bun. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Becuș. Eu credeam că să-și folosească calculatorul la nu, la nu, l-a folosit, avea nevoie de un suport electronic. Exact, să-l țin în brațe. Gândind că totuși domnul Papu îl va folosi, îi predau microfonul ca să nu expire... Așa. Se stinge programul. Să nu expire bateria. Doresc în primul rând să mulțumesc pentru această invitație, care cade într-un moment, hai să spun fericit, hai să spun nefericit. E o întâmplare că mâine se împlinesc 30 de ani de când s-a stins Steinhardt, dar sunt și 26 de ani de când s-a prezentat neștiind cum să marchez această zi, am făcut ca un foarte bine invitația vă rugăciune. Ținând cont de această dublă comemorare, mă gândesc să caut o legătură de aceste probleme și am apelat la elemul de tatăl meu, care are un capitol atât de scurt despre în care spune că l-a cunoscut, cum să spun, parțial în primul rând. Deci era un închisoare, era dieta, și Steinhardt împărțea mâncarea reținută de culoar, împlinând în Polonia, prin vizeta ușii. Așa că, spune tata, nu ne-am văzut decât mâinile, n-am putut vorbi. Abia s-au văzut față în față în 66. Și atunci, spune el, tocmai a făcut traducerea lui Don Quixote, ediție integrală, a apărut din primăvara lui 66. Și spune, de câteva, a apărut de câteva luni acest Steinhardt i-a spus un lucru foarte interesant, că cred eu că cea mai potrivită și cea mai adâncă observație care s-a făcut despre acest lucru, îmi permit să-i dau citire, după aceea o să-mi
de tălmăcirea câteva din principalele opere ale literaturii universale, Graiul nostru a dat dovadă de îndrăgire cu capacitate de adaptare și o profesie comună. Întrecând poate pe cele ce stau la dispoziția autora de mai noastră și mai veche circulație. Zicirea propoziția din prezentul Hoche și Sancho Panza. Cred că nicăieri nu a putut fi mai pregnant sugeratul decât cititorilor de la noi. Nu este deosebit de ușor artistică, în remarcabila performanță semnată de Edgar Papu și Ion Frunzeti. Frunzeti a tradus volumul întâi și volumul al doilea. Prin ingenioasa folosire a celor două izvoare, aici e o observație, într-adevăr, remarcabilă, cavalerul, adică Don Quixote, îi găsulește în cuvinte nesortite la iar scutierul o dă pe un limbaj unde predomine elenite în slavă, fanariote de bandine turcești. E un soi de duet latinist-obardeian care ilustrează linguistic și cu putere contradicția mentală și dialogul temperamental dintre protagoniștii romani. E, ce, cum descrie Papu acum? E interesant ce a reținut el din ce ar fi vrut să scrie mai târziu, deci în 82, dar ce spune în prima lor întâlnire interesant Steinhardt. Spune Papa, cel văzut, v-am spus, sunt în 66. Deci, unul din primele cuvinte pe care mi le-a adresat a fost să-și exprime admirația pentru traducerea mea din Don Quixote. Terminat cu multe, dar care ieșise mai de câteva ani, sau ieșise cu la reușește. Și nu s-a mulțumit numai cu asemenea declarații, ci mult mai repede decât mă așteptam, a și scris despre acea traducere, la care, într-adevăr, am muncit și un din zi de zi și ceas de ceas, cu toată puterea mea de entuziaste de lumii. Observațiile sale mi s-au părut extrem de pătrunzătoare. A căutat printre altele să descușească pentru ce textul meu nu pare tradus în altă limbă, ci gândit și realizat inițial în românește, cu toată aparența de inspirație spontană, cu toate inflexiunile și subtilitățile inimioase, până curare de ei sintagme paleologice, poate definiți ca vorbire populară în istorie. Și ajung la concluzie unei istoare asemănări între poporul spaniol și poporul român, bazat pe ipoteza acceptată și primit spaniol, după care invidia din Caucaz n-ar fi altceva decât ideea. Mi s-a părut singura analiză autentică și profund originală în cine traduce. Acum câțiva ani am făcut un fel de dosar al edițiilor în limba română al lui Domnului, care începe de la Ionbelia de Răzunescu, prima încercare de traduce. Dar în care m-am referit printre altele și la modul în care a fost sugerat prin limbajul arhaic de către a fost sugerată o scufundare întregă. Și o să citez acum o parte din acele observații. Spuneam așa că realitatea hispanică a epocii și comportamentul incultural, complet străină și inaccesibilă publicului autohton, nu era asimilabilă decât pe calea reprezentării analogice. Medică medievalitatea și rusticitatea românească constituind termeni de comparație necesare în procesul de relocare contextuală. Iar adecvarea stilistică la parametrii limbii române transforma textul în vector de comunicare autoexeget, sie și suficient la nivel explicat. Fac o paranteză. Există o ediție ulterioară, după anul 2000, care are 2000
mai curând lacrimizantă și cu unele asocieri care nu există în limba curentă de astăzi. Și atunci traducătorul a simțit nevoia să-și explice cu litere folosite în text. Deci, spre deosebire de această ediție profetic Marcu, care spune că suficientă la nivel de credință, omul nu vă înțelege, deși limbajul este acesta, dar înțelege din context. De notat că la data prelungii nu exista nici măcar un dicționar spaniol. Deci, există ediție prescurtată în 57, care apare de fratele, iar această ediție integrală apare avea în 66. Așa, iar această ediție spaniole, dotată cu un aparat critic mai elaborat, e imposibil de condiții de curând informaționale, impuse de coordinare. Principala modalitate prin care faptul dă o tentă arhaizată în imagini este utilizarea vocabulelor cu răspândire restrânsă în sens spațial, regionale, sau în ambientul social, familial, pe partea de sale. Necunoscându-le cu precizie sensul și presupunându-le de o autenticitate originală, trece probabil cititorul, obiectiv impresia că ea provine dintr-un fond lexical cu mult mai vechi decât în realitate. Iar cei mai mulți dintre cititori auzindu-le, pentru prima oară, reconferă o obră de mister care de obicei este mărit un trecut nu spontan, disimilat temporalității noastre. Și m-am interesat de ce a folosit aceste metode. De când a folosit de pildă, o limbă română și sigur așa. Cartea lui Domnul e volumul doresc, înscrisă la 1614. Dar peste o culegere de texte, o creștomație de literatură veche română. Și găsesc un text pe 1609 și dau seama că limba scrisă n-aveam de disimențele de la caz, de la mână. Nu exista. Le-a adăugat editorul. Iar o altă de 1614, am dat seama că verbele nu aveau... Domnul Papa, intervine rolul imediat al moderatorului. Înapoi la Steinhardt. Peste trei ani facem o seară Edgar Papa. Deci, ce vreau să vă spun, în încheiere? Că grija lui, a lui Steinhardt, de a modera lucrurile, a fost cumva un arbitraj al bunei voințe. Și mă gândesc că generozitatea cu care interpreta Evacul critic a venit dintr-un avânt creștin, dar a venit și o rădăcină intelectuală foarte apropiată de el. Și atunci este vorba de Noica, care vorbește despre teologia culturii române în următoare de etnie. Spune Noica, toată tendința noastră ultimă de plină pare a fi de a multiplica și a trece altora cunoștințe, civilizații, bunuri, viață. Devenirea noastră lăunică n-ar sluji nici ea decât idealul devenirii prin celălalt. Și comentează Steinhardt, de asemenea, mari cumneii și de-a ta neapărate leacă, sunt convins că Noica, bun cunoscător al teoriilor, dar și al neagrelor vieții, e pe deplin conștient. Mulțumesc! Mulțumesc!
Dați-i, vă rog, microfonul domnului Gărlău, că acum... Vreau să mulțumesc și eu pentru invitație, pentru că s-a format doamna cu idee foarte bună cu această evocare a lui Steinhardt, pentru că este foarte actual. Domnul Anșel vorbea despre actualitatea lui Steinhardt și cred că este foarte actual Nicolae Steinhardt. Eu am să mă refer la două motive din care consider că este de mare actualitate. Cum a spus domnul Crăciun, cred că Steinhardt este un model și el este un model, am să mă refer la două motive din care îl văd ca model exemplar. Sigur că sunt mai multe, eu am ales aceste două domenii comună. În primul rând, este un model de caracter, model de noblețe. Deci, cred că este extrem de actual astăzi să putem lua ca model exemplar. Citez, la un moment dat spune Steinhardt, eu sunt generalul de la Rovere. E vorba de un film în care o puș la masă, Steinhardt, în Roma, este folosit. Cola, practic, este folosit de germanii, din ocupație de Germania în Italie, pentru că semăna foarte bine cu un general foarte din rezistența italiană, și e folosit pentru a încerca să infiltreze rezistența din nord și, treptat, acest impostor se identifică cu rolul atât de mult, cât până la urmă intră în rol total și acceptă să moară, să fie executat, în loc să divulge germanilor identitatea șefului rezistenței italiene. Deci un termen se vorbește de sinucidere generoasă, spune că există în roman, este asta. Și el ia pe acest general de la Rovere și spune, eu sunt generalul de la Rovere și spune, oricine poate fi samurai. Deci oricine poate să acceadă la noblețe, poate să acceadă la caracter, poate să acceadă la eroism, la cavalerism. Și aș spune că am putea și noi spune, nu numai noi suntem generalul de la Rovere, ci putem spune și noi suntem Steinhardt. În sensul că dacă luăm ca model, ne putem identifica, putem lua ca model, chiar Steinhardt spune undeva, am ajuns la concluzia că numai caracterul contează. Dincolo de credință, dincolo de diverse alte identități, până la urmă, pentru Steinhardt contează cel mai mult caracterul și spuneam că este de mare actualitate, într-adevăr, pentru că astăzi, într-un spațiu public, Steinhardt vorbea despre o societate scaraotschizată. Eu cred că dacă ne uităm la spațiu public sau mediatic, să zicem de azi, putem aplica acest epitet și într-un spațiu atât de scaraotschizat, deformat, invadat de sordid, invadat de vulgaritate, de impostură, de cele mai de mitocanie, de mafioți, de interloc. Deci într-un spațiu care este atât de analfabeți. Analfabeți, prea putere sunt. Deci, într-un asemenea spațiu, cred că un asemenea model este mai relevant și mai actual ca oricând. Acest evreu convertit, botezat, acest naționalist, este, cred, România de astăzi, concentrează în el o Românie pe care o putem pune în contrast cu această Românie de azi. Acest evreu care spunea că este îndrăgostit de tot ce este românesc, timpul procesului, care spunea că are pentru poporul român un adânc respect și o nețărmurită dragoste. Și el încarnează acest românism, cred că mai mult decât poate mulți alți români, un om cinstit, cult, poliglot, extrem de erudit și care poate fi pus în contrast cu această mediocritate generalizată de astăzi și din acest punct de vedere cred că este extrem de actual. O definiție a caracterului pe care o dă Steinhardt este aceea de a avea curajul să spui că 2 și cu 2 fac 4. Și se întreabă, bine, dar ce înseamnă asta? Pentru că nu e suficient să faci pardianul care spunea 2 și 2 fac 4 în sensul că
prezenta valorile autentice, clasice, spunea adevăratul, doi și doi fac faptul, este a spune acel adevăr care este incomod pentru acel totalitarism actual, vremii respective, care îl interzice, care interzice respectivul adevăr și în cazul lui, bineînțeles, doi și doi fac patru, însemna societatea comunistă era un totalitarism bazat pe crimă, pe tăvare și pe violență. Și, e bine, astăzi, spuneam că este actual, din acest moment al caracterului și al curajului, pentru că 2 și 2 fac 4 înseamnă a spune niște adevăruri care sunt incomode, putem să ne referim la corectitudinea politică sau la alte asemenea lucruri, adică să ai curajul să spui niște lucruri incomode pentru care poți fi nu arestat ca vremea de Steinhardt, ci să zicem marginalizat. Ca să nu vă păsată mult, al doilea lucru pe care vreau să vă spun, deci al doilea modul în care îl văd ca fiind relevant și actual pe Steinhardt, este, tot domnul Crăciun a vorbit despre dialogul știință, dialogul cultură-credință. Și apropo de Dăruibăi Dobândii, pe care spunea domnul Crăciun, cred că este, chiar pentru asta, el îl invocă pe Ali Mișo, adică permanent îl face apel la cultură. Deci Steinhardt este emblematic pentru acest răspuns pe care îl dă la terena întrebare Hristos sau cultura. Deci această întrebare, răspunsul lui este Hristos și cultura. Adică o cultură creată, în primul rând, și receptată dintr-o perspectivă creștină. Și este actual acest model la lui, acest exemplu, pentru că părerea mea ca teolog, eu nu vin din zona specialiterară, ci mai mult teologică, dar este că ortodoxia este într-un mic impas astăzi, în ce privește discursul public și vocabularul cu care se adresează societății în general, societății laice, seculare, în mare măsură unei culturi secularizate. Deci aplicăm la două vocabulare care sunt despărțite de un perete etan și într-un fel și fiecare are limbajul său, biserica și spațiul eclezial sau eclesiastic folosește un anumit limbaj, un anumit vocabular, dar nu cred că face pasul necesar sau nu suficient pentru a se angaja într-un dialog o cultură din ce în ce mai laicizată, mai secularizată și Steinhardt după asta face. Adică el permanent, cred că nu există pagină sau paragraf aproape în care să nu invoce personajele lumii lui, o lume culturală, zeci și zeci și sute de referințe culturale, vorbeam chiar înainte despre asta, Steinhardt respiră cultură, deci el practic nu face decât să scrie despre lucruri pe care le trăiește, le citește, din asta se trănește și într-o societate în care, din păcate, asistăm la o culturofobie, mă refer în special la spațiul ortodox, limbajul public, vreau să spun. Poate nu chiar culturofob, poate exagerez, dar oricum există anumite reticențe și George Torowski făcea undeva un inventar al tipologiilor culturofobiei, pietismul, uite, viziunea eschatologică, un existențialism, tot felul de motive, cultura e văzută în acest tip de spațiu ca frivolă, ca o ocupație smintitoare, un lucru care poate umple mintea credinciosului cu noțiuni inutile sau chiar dăunătoare. Ceea ce este, de altfel, o poziție tipic protestantă, trebuie spus. Ori, sau omul obișnuit, cel mai frecvent, care are o suspiciune, credincioșul obișnuit, care are o suspiciune față de cultură și o privește ca ceva inutil și chiar sfințitor. Ori, cultura, într-un sens foarte larg, văzută, cum spune Ianara, se privește ca mod de viață, sau ca suma actelor umane care generează istoria, practic,
este indispensabilă acțiunii bisericii dacă vrea să convertească, să încreștineze lumea. Și încreștinarea culturii este răspunsul pe care îl dă Steinhardt acestei problematici. Deci, cultura trebuie încreștinată și el asta face permanent. Aș da un citat din mitropolitul Trifon pentru a arăta un acatist că inspirația este, cum chiar Steinhardt o face, atribuibilă Sfântului Duh. Acatistul spune, cu pogărârea Sfântului tău Duh, tu luminezi și faci să rodească arta pictorilor, inspirația poeților, cugetarea savanților. Cu puterea cunoașterii de sus, pătrund ei legile tale, luminându-le adâncul înțelepciunii tale. Lucrările lor și fără voie te mărturisesc, slavă ție pentru limbile de foc ale inspirației. Permanent, Steinhardt asta susține că acolo unde există har, acolo este lucrare, unde există valoare culturală, unde există valoare intelectuală, estetică și etică de altfel, acolo este har, acolo este atingerea sau lucrarea Duhului Sfânt. Și în acest sens, sigur, Steinhardt a năzuit către această cultură a Duhului, de care vorbește fiul lui Noica, Rafael Bunca. Deci, Steinhardt susține practic și spune că pentru el capodopera este atingerea cu absolutul. Capodopera culturală, în sens de capodoperă de cultură laică. Ori capodopera reclamă nu numai că permite lectura teologică, dar asta și Steinhardt asta face, practic aplică o lectură teologică extrem de pertinentă capodoperei culturale. El vede capodopera în special și cultura în general, cultura atinsă de acest har al inspirației, ca o pregătire pentru Evanghelie, ceea ce numeau apologeții primelor veacuri preparatio evanghelica. Și sigur, e conștient de faptul că și cultura este uneori afectată de minciună, de diverse componente ale unei ceea ce numește taina răului, dar în general, corect receptată, cultura poate fi văzută ca o pregătire pentru Evanghelie. Și Steinhardt mereu susține faptul că omul este pus în cadrul creației pentru a aduce lui Dumnezeu această creație și în această misiune, Steinhardt are o dimensiune extrem de misională. Deci, trebuie spus acest lucru, un misionarism extrem de înalt, extrem de nobil și de erudit. Și în această misiune, cultura este un instrument indispensabil, dar nu înțeleasă ca instrument individual de mântuire privată. Steinhardt o vede tot timpul ca instrument al angajării intelectualului în comunitate. Așadar, pentru el, creștinul nu trebuie să refuze cultura, vorbește mereu de prostie, spune că prostie este un păcat. Și acum citesc pe Ezra Pound care spune clasicii sunt principalul antidot împotriva prostiei. Se aplică perfect lui Steinhardt, care pe drept cuvânt nu suferă și spune Dumnezeu nu ne vrea proști, ne vrea smeriți, ne vrea luminați de har, dar nu tâmpiți. Și din acest punct de vedere, cred că este, repet, foarte actual în acest proiect integrator al lui, și cu asta închei, el integrează, practic, încearcă să integreze și cred că reușește să integreze cele două tipuri de discurs într-un metalimbaj care poate să articuleze limbajul culturii laice și limbajul teologic într-un metadiscurs de sinteză care este ceea ce ar trebui să fie Steinhardt, cred, cultura Duhului. Aș face o singură precizare referitor la discursul dumneavoastră. În jurnalul Fericirii spune un lucru foarte interesant, că, de fapt, în momentul când a fost creștinat,
s-a creat, de fapt, acolo un sobor de preoți și, practic, au fost și preoți greco-catolici, deci, practic, convertirea asta s-a produs sub semnul ecumenismului, de fapt, mișcări ecumenice. Și referitor la predici, la ce spuneați, lucruri foarte interesante de altfel, se observă foarte mult dogmatica asta ortodoxă a Părintelui Sfântului, deci, mă rog, părinții creștini ai bisericii, bisericii originare, și de asemenea am recunoscut puțin surse din Filocalia, deci practic el era un foarte bun cunoscător al dogmaticii ortodoxe și bazele gândirii lui de fapt sunt și filozofice, dar cum se spune, nu teologia e de fapt o cărja, deci teologii nu recunosc filozofia, spun că filozofia e de fapt o cărja a teologiei, că baza cunoașterii umane e de fapt teologia, nu filozofia. Ori Nicolae Steinhardt face o sinteză între cele două, deci el practic pornește din direcția filozofiei și ajunge practic în punctul terminus care este teologia ortodoxă, care de fapt cuprinde, așa cum bine ați spus, ca o pălărie, așa, sau ca o umbrelă, toată cunoașterea umană. Și ați sintetizat foarte bine cu citatul acela din Sfinții Părinți, cu limbile inspirației. Mi-a plăcut foarte mult citatul. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Gheorghiu, acum în calitate de vorbitor, nu? Cred că vreți să-mi dați și citatul. Să vorbească și Steinhardt, nu? În sfârșit. Există doi autori care au spart cerul culturii române după 1989 și aceștia sunt, ca să mă refer numai la acest aspect cultural și literar deocamdată, Steinhardt și de Sârm. Literatură de secta. Sunt cei doi care aveau, să zic așa, bastonul de mareșal în rucsac. Despre Ilie Sârbu nu voi vorbi, bineînțeles, are un nume pe care trebuie să-l ține în minte și un mare autor al culturii române. Acum, Nicolae Steinhardt, tratat de unii ca Spirit Secund până în 1989 și articolul din Familia din 86, dacă mă înșel, Catarii, de la Păltiniș, pentru câțiva era o formulă de, și de apărare. Ziua fericirii era deja scris, deja din anii 70, nepublicat. Astfel încât Steinhardt era cunoscut în special ca autor de critică literară, ca eseist, și sigur era prezența extraordinară, dar mult mai puțin vizibilă în plan cultural. Era extraordinară în plan uman și cei puțini care l-au cunoscut au putut să aibă acest privilegiu al intrări în raza sa de farmec și de putere. Pentru că acest domn care emana noblețe, sinceritate, autenticitate, amenitate, toate acestea erau calități pe care toți cei care l-au cunoscut le-au putut observa. Pentru noi, ceilalți care nu l-am cunoscut, Jurnalul Fericirii a explodat, repet, pe cerul culturii românești și a fost un șoc extraordinar, un șoc al fericirii, cel puțin ca lector. Dar s-a dovedit că cartea e mult mai mult decât atât și că ascundea în ea foarte multe comori. În primul rând, ascundea și revela totodată nu numai un mare autor, dar și un mare om. Un model care nu era numai un model moral, un model etic,
și au un model de existență și un model care el însuși se mișca pe o axă, și anume pe axa către cruce, către modelul de viețuire creștin. Acest lung traseu pe care Nicolae Steinhardt îl face din 37 până în 1960, 15 martie, ziua botezului său de către părintele Mina Dobzeu în celula de la Jilava, dacă nu mă înșel. De la Jilava, da. Și iată, 15 martie 1960, în jurnal, nu știu decât o singură propoziție, mânați din nou din apă germănoasă și din duh rapid. Paginile care descriu acest botez sunt extraordinare și de neuitat, unice în literatura noastră, cum e întreaga carte. Simți în acest jurnal al fericirii această extraordinară călătorie a conștiinței lui Steinhardt, a vieții lui și extraordinarul personaj care este. Pentru că e o carte de un dinamism extraordinar al căutării, al supraviețuirii, al suferinței și al găsirii totodată soluției salvatoare și mântuitoare. A putut părea în epocă extraordinar și această, mă rog, conjuncție oximoronică între fericire și închisoare. Și închizând cartea, îți dai seama de ce acolo este găsită fericirea, în suferință și posibilitatea suferinței de a te mântui. Cartea ascunde o adevărată teologie a curajului și a bucuriei. Pentru mine, cel puțin, lectura de fiecare dată a jurnalului fericirii este o imensă bucurie. Te molisești de bucuria acestui om care descoperă în suferință sau în afara suferinței, pur și simplu un act de trăire, chiar al vieții cotidiene sau descoperirii culturale, un om care se bucură de viață. De altfel și are foarte multe considerații teologice despre viață ca esență a mesajului creștin, iubirea vieții. Dar spuneam că te molipsești de această bucurie, te lași pătruns de bucuria acestei conștiințe și acestei depline existențe în fiecare zi. Corespondența cu Virgilie Runca, care include inclusiv anii în care își elabora și scria jurnalul, e în același ton, al unei nesfârșite în jurnal, dar și în scrisori, unei nesfârșite mărturisiri a bucuriei de a exista, de a căuta și de a fi găsit pe Hristos. Deci o teologie a bucuriei și a împărtășirii acestei bucurii. Și se vede acest lucru inclusiv din volumul de predici dăruind vei dobândi. Și acolo este aceeași enormă, extraordinară teologie a bucuriei, a împărtășirii, a iertării, a conștiinței că suntem cu toții păcătoși, suntem cu toții neterminați, nesfârșiți, dar avem această șansă a drumului mai departe, a găsirii, a regăsirii, a păcatului și a iertării. Vorbește la un moment dat inclusiv de această, că numește teribilă ispită de dreapta, a unei evlavii care se consideră pe sine însăși ca desprinsă de celelalte valori morale pe care cu toții trebuie să le avem. Asta în ordinea despărțirii de ispite de stânga și ispite de dreapta, care se face și în paterică. Acest permanent dialog cu ceilalți,
cu tine ca lector, permanent dialog cu prietenii, permanent dialog cu personajele cărții, este o extraordinară experiență și a scrierii și vezi bucuria celui care scrie aceste lucruri și o extraordinară bucurie a lecturii. E o carte care te încântă, te poartă, te cucerește, te captivează și descoperi că nu e o carte. Pentru că probabil că asta este secretul oricărei cărți, oricărei capodopere. Să te închidă și totodată să te și deschidă în acest drum, să te poarte pe nesimțite către un alt orizont. Și de aici, observația interesantă a unui Gârlău, era într-adevăr un misionar perfect. Întotdeauna făcea această misiune. Jurnalul Fericirii este și acest, un act al său de convertire expus, relevat celorlalți, dar și un act care până la urmă a sfârșit în a converti oameni. Ai atrage către acest drum, ai pune în fața unor întrebări și, în primul rând, în fața acestei întrebări extraordinare, cum s-a putut bucura omul acesta în acea bolgie? Și nu numai el, și mulți alții. Și această permanentă bucurie, această permanentă politețe în a vorbi inclusiv de lucruri extraordinare și cele care bucură și cele care suferă și despre durere. Pentru că una din caracteristicile fundamentale ale spiritului și ale existenței sale era această teribilă noblețe. Nu-l vezi niciodată în niciun rând, în nicio replică, în niciun răspuns la cărțile de dialoguri, fulgerând, amenințând cu pedeapsa, cu... Nu. Întotdeauna arată această extraordinară capacitatea noastră de a greși și de a ne deveni din greșeală. Și aici face de multe ori legătură cu ceea ce el numea extraordinar privilegiu pe care l-a lăsat Dumnezeu de a se îndrăgosti de fenomenul românesc și a interpretat, e adevărat, uneori poate cu mult prea multă larghețe sau gentilețe fenomenul românesc ca fiind esențial această bucurie, această dobândire a unei liniști, a unei bucurii a trăirii, unei bucurii a împărtășirii și a neîncrâncenării. Lucru sau descoperire unde face conjuncția cu un alt mare spirit și anume cu Vulcănescu. Vulcănescu, ținând pe biroul lui portretul Baciului din Maramureș, identifica în această lipsă a încrâncenării, în această dulceață a firii și a locuirii, esența fenomenului românesc, pe care Steinhardt se îndrăgostise și era de neconceput pentru el să vorbească în termeni, știind foarte bine care sunt căderile și scăderile noastre, să vorbească în termeni nu grav sau nu cruzi, măcar irreverențioși. Ori, 9 de ani de zile, mi se cultivă ceva care a venit aproape instinct, de a ne autodisprețui, de a disprețui tot ce a existat înainte, istorie, cultură, în ceea ce privește fenomenul românesc. E un mod de a vorbi despre România, despre poporul român în Steinhardt, cu o deosebită blândețe, bucurie și autenticitate. Deci spuneam o teologie a bucuriei și a dăruirii, dar și una a curajului. Pentru că cartea în sine e bineînțeles un act de curaj, o carte arestată, un autor arestat, arestat apoi dată din nou autorului, oricum ascunsă, putând să iasă de-a dat după decembrie 1989 în afara ascunzișurilor în care era pusă.
dar e o carte care se deschide cu un testament politic și cu cele trei soluții, superbe, acum atât de bine cunoscute, nu? Soluția întâi a lui Solzhenitsyn, soluția a doua a lui Zinoviev și a treia a lui, lui Churchill și Vladimir Bukovski. E, aici lucrurile sunt la fel extraordinare pentru că în acest e și aici un lucru extraordinar pentru că și această teologie a curajului este făcută într-un mod perfect adecvat, perfect concentrat, tensionat, focalizat, dar cu aceeași blândețe, cu aceeași amenitate, cu aceeași dăruire a cuvântului și a fi celui care îți propune acest model. Nu e nicio urmă de trufie, nici în actul de a scrie, nici în actul de a transmite experiența, suferința, cunoașterea sau greșeala la Nicolae Steinhardt. Și probabil că ce l-a deranjat cel mai mult în tonul unei de cărți celebre din epoca respectivă este această acele accente de trufie, de încrâncenare, lucruri pe care el le-a respins întotdeauna. Și făcând legătura cu epoca dinainte de 1945-47, Nicolae Steinhardt era juduse de doctorat pe temă de drept constituțional. Și în articolele burgheze, mă rog, în articolele publicate în revista burgheză și în altele, dar în special acolo, vorbește despre temeiul și importanța dreptului constituțional pentru o societate. Și spune că dreptul constituțional este, în fond, cheia păstrării libertății umane. Și care este această, finalmente, care este această cheie? Cum poți apăra cel mai bine libertatea umană? Și spune foarte clar, curajul împotriva morții. Finalmente, este vorba de curajul fizic împotriva morții. Ordinile totalitare se construiesc numai pe fricile noastre, pe lașitățile, pe lașitățile noastre. Și spune, sigur, făcând și trimiterea către starea de asediu a lui Camus, temeiul dictaturii e o fantasmă, frica. Spune, veți protesta, poate, considerând că soluțiile subînțeleg o formă de viață echivalentă cu moartea, ori mai rea ca moartea, ori implicând riscul morții fizice în orice clipă. Vorbește despre cele trei soluții pe care le propunea în testamentul politic. Asta așa este, vă mirați, pentru că nu l-ați citit pe Igor Savarevici, pentru că încă nu ați aflat că totalitarismul nu e atât închegarea unei teorii economice, biologice, ori sociale, cât mai ales manifestarea unei atracții pentru moarte. Iar secretul celor ce nu se pot încadra în căul totalitar e simplu. Ei iubesc viața, nu moartea. Moartea însă, cine singur a învins-o? Cel ce cu moartea o a călcat. Și în 1970, la Cernica, când își căuta, când încă era în căutarea unui loc de retragere, rea tema ale curajului, a adevărului și a riscului. Și spune, face în jurnal, deci ce mică 1970. Părintele stareț Roman îmi spune, două puncte de fapt, creștinismul e riscul absolut, iar viața de călugări e riscul dus la paroxism.
Nu ți se oferă nicio certitudine, nimic, nu mai primești, nu mai riscuri. Nici certitudinea că vei muri măcar acolo la mănăstire, că vei rezista, că vei avea ce mânca. Și nici mai ales că ai făcut bine că lângă Dumnezeu. Și nici culmea că ai ales calea mântuirii. Iată ceea ce îl va conduce finalmente către acest pas extraordinar. Deci de la botez, de la încreștinare, la călugărie. Drumul este perfect coerent, perfect armonios. Și se înscrie în această, în acest arc al vieții lui Nicolae Steinhardt, care sub această aparență de slăbiciune, de fragilitate, de, mă rog, aproape semănând cu Don Quixote, carte pe care o iubea în mod absolut, carte pe care o considera de plin creștină și modelatoare pentru orice conștiință creștină. Deci, iată acest personaj atât de fragil, dovedind un curaj extraordinar și înscriindu-și întreaga viață în tensiunea acestui curaj. Da? Nu e un zbor în bătaia săgeții, e un zbor în bătaia cruci. E un lucru, o înrădăcinare, o înșurubare în acest pariu, ca să luăm termenul lui Pascal, început în martie 1960, a botezul din acea celulă, și sfârșit în 1989, în 30 martie. Deci, înțelegem că, așa cum cerea noi ca la păltiniși un legato al operei să înlănțuiești conceptele într-o judecată și așa mai departe, vedem că aici este un legato al ființei, un adevărat, mă rog, sigur, metaforic, silogism al existenței, al experienței, pe care Nicolae Steinhardt îl face, încheie propria existență și, lucru absolut mirabil, extraordinar și probabil sub har, reușește să-l încadrăm printr-o carte. Pentru că asta este o a doua experiență, cât de greu e să construiești, să se reconstruiești existența și să o modelezi sub modelul crucii, dar cât de greu și cât de rar apare o astfel de experiență capabilă să transmită la temperatura unei capodopere ceea ce ai trăit, ceea ce ai, mă rog, pătimit. De aceea, cartea este atât de importantă, pentru că revelează o existență atât de tensionată, în aparenta ei curgere liniștită, fragilă, temătoare, a unui om care a știut să se ducă dincolo de marginile propriei neputințe, ale neputinței fiecăruia dintre noi, către acest extraordinar curaj, care a fost un curaj al pătimirii, un curaj al mărturisirii, un curaj și al actului cultural și un curaj al scriturii, al scrisului. Vă dați seama, având în rucsac bastonul de mareșal, ce această extraordinară carte, care poate fi numită cartea secolului 20 în cultura română, și ce exercițiu extraordinar de umilință, de smerenie,
a putut fi, din anii 70, când lucrarea era încheiată, până în 1989, toată această lume, sau, mă rog, relațiile în care se mișcau și care era inevitabil, privit numai dintr-un mic unghi al experienței sale și al puterii sale, mă rog, ca scriitor, ca om de cultură. O bucurie enormă a fost pentru foarte mulți dintre noi descoperirea și acestei cărți și e inepuizabil în sensul în care de fiecare dată când o iei în mână, când începi să recitești, dacă ai timp totul sau numai părți, ții în mână cu adevărat o existență, tensiunea unei existențe și mirabila ei influență asupra fiecăruia dintre noi. Așa, înainte de a le da pe Viana Mărășeană, avem o replică. Am promis să facem și dialog și acum v-ați spus dumneavoastră, imediat. Mi-a plăcut foarte mult ce ați spus despre acest binom, o teologia bucuriei și o teologia libertății și a curajului. Mă rog, tema libertății apare tematizată în scrisorile către Ierunca și e titlul dat de George Ardeleanu, tezei lui de doctorat. Mi se pare foarte interesant de spus că acest jurnal face de fapt o serie cu alte jurnale din literatura română care nu sunt și din literatura universală. A fost comparat de diversi critici literari cu jurnalul lui C.S. Lewis, Surprised by Joy, care este jurnalul unei convertiri, dar la C.S. Lewis lucrurile stau, mă rog, el era ateu și a devenit un fervent anglican și un propagandist, un eseist foarte important pe teme religioase în cadrul protestantismului. În sală este una din studentele noastre de la litere care face o teză de licență, nu? Parcă așa, despre o paralelă între jurnalul părintelui Anania și jurnalul lui Steinhardt, o teză foarte interesantă, sper să fiu și eu în comisie să o văd, să o citesc. De asemenea, la început ați vorbit puțin despre paralela asta care se poate face între Ide Sârbu, jurnalul unui jurnalist fără jurnal, cum se numește, și jurnalul Fericirii. Și apropo de tema curajului, cei doi au, mă rog, biografii similare sau până la un punct, pentru că și Ide Sârbu pus să toarne la securitate pe Blaga, maestrului spiritual, pentru un așa zis incest pe care Blaga l-ar fi comis cu Dorli Blaga, a refuzat și, discutând cu tatălui care era vagonetar în mine, i-a spus: tată, ce să fac? Și taicăsul i-a spus: du-te la pușcărie, deci nu poți să faci asemenea enormitate. La fel, tatălui Steinhardt, care fusese de fapt coleg cu Einstein la facultate și care era un inginer deosebit și un om de spirit foarte interesant, i-a spus: nu fii un evreu căcăcios, nu ai să poți niciodată să storni colegii sau prietenii sau pe Pilat, Dinu Pilat, care era chiar rudă cu el, era văr de gradul 2 cu familia, sau mă rog, era cu familia Pilat și vina lui fundamentală era de fapt că se rudea cu brătienii. De fapt, asta era problema lui fundamentală și faptul că era evreu și a refuzat să-și toarne colegii. Arată, de fapt, curajul lui de a nu fi pus în situația asta de a turna, de a deveni informator. Într-un proiect de cercetare la CNSAS am citit dosarul lui Steinhardt, care are aproape 10.000 de pagini. Vorbeați de crucea pe care a dus-o în spate. A avut mii de informatori, deci probabil că toți cei care l-au cunoscut informau securitatea. Manuscrisul acestui jurnal, varianta de la Rohia, există în arhiva securității, de acolo a fost recuperat cartea roșie a jurnalului, iar
în situațiile astea de urmărire existau diverse posturi, mașini, mă rog, camere ascunse în care Steinhardt se uita chiar în obiectiv, deci privea în față ofițerul de securitate, pentru că la un moment dat ajunsese să-i cunoască domnul profesor Ardeleanu, care e pasionat de tema asta și a făcut un xerox cu toate foile de acolo, deci a dat o grămadă de bani propriu-zis pentru tot jurnalul ăsta. Ce zic eu, ca și la noi, ca Iade și restul dosarelor de securitate pe care le-am citit, se salvează viața lui cotidiană, nu faptul că informatorii raportau că și-a cumpărat iaurt, că are gazeta Sport în mână, că e un tip foarte inteligent și plăcut, deci la un moment dat ajunseseră chiar să-i dea referințe pozitive cei care îl turnau și se recunosc de fapt paleologul și ceilalți sunt returnători. Cred că ar trebui să lucru, că spre deosebire de alte convertiri, adesea încercăm așa cât de posibil să înțelegem ce înseamnă o zi de pușcărie. Și dacă am încercat să înțelegem acest lucru, ne-am dat seama de caracterul teribil al existenței acolo. Sunt texte în această literatură a memorialisticii, din pușcărie, extrem de grave, de crude, a descrie și bine că există astfel de texte, pentru că acolo se descrie existența acestui de existență. Că Steinhardt și aici este deosebit de blând cu noi și cu tot ceea ce a trăit, pentru că nu ne dă imaginea teribilă a ceea ce înseamnă o zi acolo. Și vă dați seama că unii au trăit 4, 5 ani, 8, 10, 13, 14 ani în astfel de bolci. Ce imposibil, dacă nu o să intru niciun caz în astfel de descriere, ce vedem cu mulțul lui Mianu, dar mulți descriu impactul și al, mă rog, luminii, întunericului și al umbrelor în care oamenii parcă nu mai sunt oameni, dar teribilul impact al mirosului unei astfel de celule. Da? Dați seama ce îngrozitor e să ai experiența aceasta și ce forță teribilă au găsit oamenii aceștia în credință pentru a ieși nu numai vii și nevătămați de acolo, dar și alți oameni salvați, capabili să privească întreaga noastră umanitate dintr-un unghi și pe o treaptă mai înalt. Ținem mai departe, că nu s-au gândit. Îmi amintesc că, să ilustrez ceea ce a spus acum Mihai aici, este mirosul din închisoare. Dacă vă amintiți anul 1964, când relatează ieșirea de la Gherla și drumul făcut până la Cluj, de la Cluj pe București, în drumul de la în tren, cu tren de la, la Cluj pe București, Steinhardt relatează niște întâlniri îndioșătoare, emoționante, cu oameni care după miros și-au dat seama că vin din închisoare, după faptul că erau Cluj și după miros. Și au început oamenii să aibă deferență față de ei, să le ofere scaunul, să le ofere mâncare și unii pe deascunsul să le pună bani în buzunare. Da. Păstrau mirosul închisorii și deja era atât de permanent și atât de adânc încât puteau să fie detectați de oameni străini care, din întâmplare, dau peste dumnealor între cu care veneau spre București. Teribile astfel de relatări curte de altfel. Steinhardt nu scrie cu savoarea unui prozator. Îi place să detalieze și să nareze foarte laborios, foarte sufos sau sofisticat. Din potrivă, ai impresia că tot ceea ce încearcă este să creeze o sămânță, să dea o intuiție, o situație și să te lasă să lucrezi mai departe pe cont propriu. Eu am recitind
în vederea acestei întâlniri, recitind pagini din Jurnalul Fericirii, eu m-am gândit că ar putea fi considerată această carte și experiența pe care o transmite, o descrie aici, ar putea să fie considerată, de fapt, o exegeză sau chiar o teologie aplicată a predicii de pe munte, fericirilor. Nu mi explic altfel de ce și-ar fi intitulat această ca o carte despre închisoare, de fapt, de ce ar fi numit-o Jurnalul Fericirii și de ce ar vorbi mai mult ceva care, în prima instanță, ar trebui să ne întărâte, să ne intrige despre paradis. Vă amintiți, toți cei de aici am trecut prin Jurnalul Fericirii de multe ori, probabil. Găsim multe pagini în care vorbește despre paradis. Deci problema este, dacă noi ne uităm la predicile de pe munte, ce ascultăm, ce vedem acolo? Vedem că se vorbește despre niște oameni în situații nenorocite, în situații deloc favorabile și niște condiții deloc prielnice obținerii fericirii. Și totuși, acele fericiri sunt esențiale. Nicolae Steinhardt, mie mi se pare că prin această carte se imaginează ca unul dintre cei care îl ascultă pe Iisus Hristos, urmărește lecția, încearcă să intuiască. Ce vrea să ne spună Iisus Hristos? Ce înseamnă, de fapt, fericirea pentru noi? Și în ce situație se obține? Este posibilă, într-adevăr, fericirea și experiența paradisului? Pentru că dacă este posibil acesta, este probabil cel mai cutremurător mister al credinței creștine. Dacă este posibilă fericirea și câștigarea cât de cât a unei trăiri paradisiace în închisoare, în momentul în care ești condamnat, în care ești expus suferinței, expus morții, ești îngrăbit din punct de vedere al posibilității de comunicare, de posibilității de mișcare, ce să mai zic, ești nu doar frustrat, ci ești limitat și în incapacitate de a prevedea dacă există vreo ieșire sau în această situație. Dacă în acest context se poate produce experiența paradisului sau fericirea, înseamnă că predica de pe munte, așa cum citându-l pe Papini, Steinhardt consideră și crede și el, predica de pe munte este, de fapt, cea mai mare, cea mai frumoasă, cea mai sublimă expresie a creativității umane și cartea, fragmentul care salvează istoria umanității. Așa spune, preluând ideea lui Papini. Bun. Sunt câteva pasaje, câteva fragmente care ilustrează acest lucru și unul dintre ele, care pe mine mă emoționează de fiecare dată când îl recitesc, dacă vă amintiți, drumul de la Malmaison spre Cuduba, înspre Jilava. Și pe acel drum, Nicolae Steinhardt se găsea strâns lipit de un fost legionar, pe nume Sandu R. Nu știu. Cine e? Lăzărescu. Nu știu. În orice caz, un fost legionar, un bărbat robust, un vlăjgan, un om care, în momentul în care au fost puși împreună și strânși unul alături de celălalt, fiecăruia în minte îi vine impulsul imediat de a-și cere iertare celuilalt. Legionarul, da, era pocăit, se pocăise, adică știa că Steinhardt este evreu și imediat are impulsul de a-și cere, să-l ierte cumva și să... Nu dorește moarte evreu, nu mai are ura și ticăloșia care a fost mai mult atribuită, probabil, nu știu dacă manifestată sau reală, în cazul tuturor legionarilor. Iar Steinhardt, la rândul lui, are aceeași efuziune și aceeași pornire să simte un fel de rușine că îl pune în situația că el să stea lipit de un evreu pe care, în principiu, ar trebui să-l urască, ar trebui să-l deteste. Pentru mine, ce mai impresionant este momentul în care ajungi la Jilava, poate vă amintiți, nu doar faptul că este un gest de afecțiune și de prietenie și de iertare omenească. E altceva care e mult mai profund și mai, zic eu, relevant din punct de vedere al credinței sau al teologiei pe care, într-o care trăia Nicolae Steinhardt, pe care nu o teoretiza doar. Odată ajuns acolo, Sandu și cu Nicolae ajung în celulă, se îmbrățișează și se sărută. Și dacă vă amintiți, ce se întâmplă? Fiecare urmărește pe chipul celuilalt, pe brazul celuilalt și pe gura celuilalt lumina energiilor necreate, spune Nicolae Steinhardt, ce face imediat trimitere la Palamas. Deci el spune că acesta este momentul, iertarea, uitarea, îmbrățișarea și sărutul care confirmă iertarea și fraternitatea totală
într-un ceva mai presus de emoțiile și de pasiunile și de firea noastră slabă omenească, este momentul unei dezvăluiri, unei dezvăluiri divine, de fapt, a acestei energii necreate. Sunt, de asemenea, m-am amintit în timp ce vorbea Mihai, și cred că și dumneavoastră ați pomenit episodul în care a fost botezat, felul în care descrie emoția sau starea lui după, imediat după botez. Au fost cei doi preoți greco-catolici de la Alba Iulia, dacă mai țin eu bine minte, unul pe nume Nicolae și celălalt Iuliu, și care și țineau de șase, cumva încercau să acopere ușa ca să nu pândească, să nu vadă gardienii că se petrece acest botez. Și după săvârșirea acestui botez, Nicolae Steinhardt relatează un fel de experiență de asemenea paradisiacă. O liniște, o soi de beatitudine, un soi de împăcare totală, o stare aproape anesteziată, cred că face trimitere și la experiențele psihedelice. Exact. Cred că folosește un astfel de termen, ceva legat de narcoză. Iluminare. Da, de iluminare, de narcoză. Ceva care este mai presus de orice fericire sau de orice bucurie trăită. În acel pasaj spune Nicolae Steinhardt, nu cred că există o experiență culturală, o experiență a lecturii, vreun spectacol, nici măcar vreo funcție, vreun ministeriat, care să aducă emoție și bucurie cu acea intensitate la acel nivel. Eu zic că această carte, Jurnalul Fericirii, este nu un manual, ci, cum am spus, este o exegeză a fericirilor, a predicii de pe munte, dar relevanța ei pentru un sistem social ține de acest paradox. De fapt, paradox. E chiar contradicția totală între condițiile în care trăiește cineva, condițiile în care ești pus să-ți duci viața și care, odată ce ești în închisoare, e imposibil să faci ce vrei. Adică libertatea ta nu te leagă de o opțiune sau de o decizie, pentru că, indiferent cât de liber ai fi tu să alegi, nu ai ce să alegi pentru că ești închis, nu? Totul ți se pune în cale. Condițiile în care ești pus pe de-o parte și aspirația care ți este îngăduit să o ai, nu? Deci poți, într-adevăr, dacă ești pus acolo, să speri la fericire? Nu știu dacă există ceva, din punct de vedere, sufletesc, psihologic e prea puțin spus, din punct de vedere sufletesc, pentru felul de a fi al omului și de a trăi și de a se angaja el în experiența lui de viață, dacă este ceva mai semnificativ decât acest test, dacă poți să ajungi în aceste condiții, în astfel de... Este partea suportabilă a infernului, pentru că dincolo de asta, se mai mult de atâta nu e decât moartea. Și mulți dintre cei care au fost închiși, au fost torturați, au murit prin înfometare, unii înghețați la Siget, au fost... Fenomenul Pitești. Da, fenomenul Pitești. A murit câțiva episcopi greco-catolici la Siget, a murit de frică, a murit înghețat. Deci, dincolo de acest context al închisorii, nu era altceva decât moartea. Și totuși, în acest context, să fie pentru tine ci să fie deschide ușa spre paradis. De acest lucru mi s-a părut uluitor. Pentru că, vedeți, despre paradis, și despre fericire s-a scris în atâtea feluri. Biblia începe cu paradisul și paradisul era un loc unde nu există boală, unde nu există suferință, unde nu există moarte, unde nu există mânie, unde nu există furie, unde nu există foame, unde nu există oboseală, unde nu există bătrânețe. Și e credibil acel paradis. Dar cum arată un paradis în care există doar întuneric, tortură, înfometare, scârbă, oroare, nu? Lături cu care ești hrănit, nu? O ostilitate și o brutalitate absolută exercitată în mod continuu asupra ta. Dacă acestea sunt condițiile în care tu poți să-ți clădești fericirea, înseamnă că este ceva mai presus de un sistem care încearcă să domne sau să controleze viața omului. Acest sistem totalitar, presiunea sau forța unui sistem, cât de mult sau cât de departe ajunge să controleze, poate să controleze până și sufletul, până și relația sufletului cu Dumnezeu, dacă nu poate să o controleze, înseamnă că el nu este atotputernic și înseamnă că există o evadare și o ieșire
chiar și din acest infern. Această evadare este, de fapt, credința. Aici, în Jurnalul Fericirii, noi vedem întâlniri între legionari și evrei, între greco-catolici și ortodoxi. De fapt, au participat chiar la botezul lui greco-catolici și ortodoxi. Adică, cum a spus și dumneavoastră, ați pomenit acest lucru. Nicolae Ștehar spune la, într-un pasaj din acest Jurnalul Fericirii, că nu există, mi-am dat seama, că nu există nimic mai presus decât caracterul. Crezul religios, convingerile filozofice, convingerile politice, chiar gusturile, pasiunile literare, culturale, toate acestea sunt, de fapt, superficiale și relative. Ceea ce contează și ceea ce i-a legat în această experiență a detenției pe cei cu care a ajuns să se împletinească și pe care se admire, are niște portrete uluitoare, lui Voiculescu, de exemplu, sau Sergeal George. Și mai sunt foarte multe figuri pe care le-am întâlnit și care s-au părut de o distinție, de o demnitate, de o nobleță impecabilă. Ei, toate aceste legături sunt, de fapt, generate de această solidaritate în vederea descoperirii a ceva mai presus de vulnerabilitate și de șansa de control din partea sistemului. Pentru că sistemul poate să controleze într-adevăr și le-a controlat libertatea, le-a controlat viața, unora le-a determinat moartea. Dar există o ieșire și în această situație și acest lucru, cred că este o... Folosește termenul de metanoia, dacă nu mă înșel. Spune că experiența esențială sau fundamentală care a adus-o creștinismul este o schimbare a omului. Ei, un om, dacă nu este schimbat, este îngenunchiat, este învins de suferință, poate și de deprimare, poate și de incapacitatea de a îndura până la capăt, pentru că a dispărut resortul sau mecanismul care să-l smulgă în afara sistemului de tortură care se exercită asupra lui. Mihai a făcut trimitere chiar la începutul cărții, acele trei pilde, acele trei tehnici, de fapt, de evadare, de ieșire din situația de infern sau de încleștare din partea unui sistem. Și prima dintre ele, care mi s-a părut poate cea mai crudă, experiența lui Solzhenit, experiența morții. Adică este o moarte simulată, să te comporți ca și cum ai fi murit deja. Pentru că el asta se leagă de puterea pe care o are orice forță abuzivă, orice forță totalitară, o are asupra omului. Această putere care este dată, cum ai ilustrat prin acel fragment, de teamă, de frică. Nu există niciun fel de dictatură dacă n-ar exista această frică și această lașitate din partea unor care se întreține, de fapt, inconștient. Combustibilul cu care se hrănește, de fapt, această forță discreționare este teama, frica, neputința, lașitatea noastră. Ei, metoda pe care o propun aici și pe care o preia și Ștehar de-a lungul multor pasaje din Jurnalul Fericirii este curajul sau cutezanța, depășirea fricii sau eliberarea de frică sunt, de fapt, condiția calibrii caracterului. Ei, să te comporți ca și cum ai fi murit, în acel moment, spune Ștehar, în acel moment nimeni nu mai are nicio putere asupra ta pentru că nu mai e ce să pierzi. Și cineva care a acceptat că deja ești terminat. El, în momentul în care s-a dus la închisoare, a adoptat această metodă. În acest moment am înțeles că eu sunt un om terminat, eu sunt un om sfârșit, nu mai am nimic și nu sunt nimic, de fapt. Ei, când am această convingere, nu mai e nimic în afara mea care să mă poată obliga la ceva, care să mă poată speria, care să mă poată intimida, care să mă poată șantaja, care să mă poată pune într-o situație ridicolă sau meschină, într-o situație de trădător sau de laș. Pentru că deja tot ceea ce a fost mai rău mi s-a întâmplat, adică am murit. În acel moment, cu tot ceea ce mai am eu, ca ființă încă vie, mă comport cel puțin cu demnitate sau cel puțin cu cum să zic, fără frică, fără teamă. Mie mi se părea că, sau mi se pare că acest jurnal este o teologie aplicată și o lecție de metanoia pe care el o parcurge, pe care o descrie,
Adică o relevare pas cu pas, prin multe pasaje, a felului în care s-ar putea întâmpla să ajungă la fericire cineva în acel, în acel tip de fericire pe care îl predică Iisus pe Munte. Și nu văd în ce fel ar putea să fie mai, și aici folosesc un termen pe care el l-a preluat și l-a folosit pe urmele lui Kierkegaard, filozoful danez pe care l-admira. Kierkegaard spunea că a crede înseamnă să fii contemporan cu, cu Hristos. Credința e de fapt contemporanitatea, să te porți ca și cum ai fi față în față cu El și ai trăit și ai dat toată responsabilitatea și toate angajamentele. Și mai spune un lucru foarte frumos în jurnalul lui, spune că Golgota vine de la craniu, adică presupune cerebralitatea. Deci a crede în Iisus înseamnă de fapt a gândi tot timpul, asta spune Kierkegaard. E o chestie extraordinară, o observație pe care numai el o face și chiar era mistic, avea niște faze mistice în teologia lui. Kierkegaard sau... Kierkegaard, da. În jurnalul lui. Da, deci ca să închei puțin cu această idee a contemporaneității. De fapt, prin acest jurnal al fericirii, e ca și cum el ar fi, eu așa îl văd, ca și cum el ar fi venit cu tema făcută, s-ar prezenta în fața lui Hristos și spune, uite, eu am luat de bun ceea ce am ascultat în această predică de pe munte, s-au întâmplat multe lucruri, am ajuns și eu la închisoare, ca mulți dintre noi, am trecut și eu prin niște suferințe, ca mulți dintre noi, și uite ce am înțeles și unde m-au dus aceste suferințe. Oare este, am înțeles corect ce înseamnă fericire? Oare așa ceva aștept de la noi? Și mă gândesc că el a făcut o judecată de apoi, pe cont propriu, pe pielea lui, cu care probabil se poate prezenta așa cum elev cu minte în fața lui Hristos cu tema gata făcută. Și acest jurnal la fericire este o temă făcută pentru lumea de dincolo, pentru judecata de apoi. Eu așa o văd. N-aș vrea să mă întind prea mult, dar nu o să închei înainte de a face o foarte scurtă trimitere la Dorin Vei Dobândi, pentru că e o carte care m-a fascinat, care mi-a plăcut și ideea acestei predici, Dorin Vei Dobândi. Steinhardt nu vorbește ca un teolog specialist, nu ține predici și el nu, trimiterile pe care el le face la idei creștine sunt mai multe la scriitori creștini, mai multe la Dostoievski, la Papini, la mulți alți scriitori, decât la Sfinții Părinți. Nu? El nu rare ori găsește în textul lui Steinhardt trimite la Sfinții Părinți. Nu? Adică el nu vine pe tradiția patristică și nu vine format pas cu pas pe acest drum liniștit cu minte al exegezei, al analizei patristice, al trimiterilor la Sfinții Părinți, la capete teologice de mare prestigiu și de mare valoare culturală, ci pornește de la experiența personală, de la viața proprie. Dorin Vei Dobândi, aici mi se pare că el pune cel mai frumos paradoxul neputinței omului de a fi creștin și totuși nevoia ca el să se comporte ca atare. Ce face un om care știe, cred, Doamne ajută-ne credinței mele, place și comentează frumos această spunere. Ce înseamnă când eu cred, dar în același timp mă văd neputincios sau mă văd chiar necredincios? Cum îmi împac faptul că vreau să fiu legat de Dumnezeu prin credință, dar nu sunt atât de puternic încât ca simpla mea credință chiar să mă pună să mă împingă în față de Dumnezeu. Ceva îmi scapă. Dacă totul s-ar baza în relația mea cu Dumnezeu doar pe credința mea, atunci aș fi pierdut. Cred totuși, ajută-mă să pot să fiu mai mult decât mă legitimez prin simpla mea credință. Și explicația lui este de acest Dorin Vei Dobândi. Face trimitere la o pildă relatată de Henri Michu, cred că, cu un novice care se duce în mănăstire și se mărturisește, se spovedește înainte să... și, de fapt, se consultă dacă va fi sau nu primit în mănăstire. Și foarte sincer spune, eu nu am credință, nu am nici îndrăzneală, nu am curaj, nu am lumină, nu sunt un om bun, sunt un nenorocit și nici pe mine nu sunt capabil să mă ajut cu nimic. Nu văd cum aș putea să fiu de folos cuiva. Ce e de făcut? Și starețul cu înțelepciune dumnezeiască spune, fiule, asta nu e o problemă. Adică tot ceea ce ai spus, toată această... un răspuns taoist. Taoist aproape. Da, dar ce efect a avut? Deci, cu acest lucru, el a pus direct
pe Dumnezeu ca pe o bilă fierbinte în palmă. Acum tu nu ești capabil să-L ții pe Dumnezeu. Dar uite, totuși, să-L dau și ține-L în palmă. Primești ceva mai presus de așteptările tale și decât pregătirea pe care tu o ai. De fapt, mie mi se pare cea mai sinceră poziționare a omului, a situației omului față de Dumnezeu este aceasta. Nu ești niciodată pregătit. Nu ești niciodată destul de copt, destul de matur. Nu ai niciodată intuiția sau credința sau bunătatea sau iubirea pe măsura a ceea ce ar trebui să porți dacă Dumnezeu te-ar lua în serios și ți le-ar oferi. Bine, acum poartă-te ca un credincios, poartă-te ca unul care are iubire, poartă-te ca unul care iartă, poartă-te ca unul care e mânat întotdeauna de dorința de bunătate față de aproapele lui. Ei, nimeni, nicio situație nu poate să facă asta și totuși te pui să o faci, nu te împingi în situație să o faci. Dăvrime dobândit, spune Nicolae Ștefan, este paradoxul suprem al credinței. Dumnezeu îți cere imposibilul. De ce îți cere imposibilul? Pentru că iubirea Lui și credința Lui în tine este mai presus de ceea ce tu îți imaginezi. Îți cere să faci mai mult și încercând să faci mai mult decât poți, încercând să faci imposibilul, capezi, de fapt, un dar mai presus de ceea ce tu speri, de ceea ce aștepți. Îl primește Dumnezeu pe care, în momentul în care dăruiești credința pe care nu ai, libertatea pe care nu ai, iubirea pe care nu ai, bunătatea pe care nu ai, dacă tu își le dăruiești, dăruiești mai mult decât aceste atribute. Dăruiești prezența lui Dumnezeu în relația ta cu celălalt. Și acesta este un moment de metanoia, un moment de convertire. De fapt, dăruirea supremă este ca în momentul în care omul este în fața celuilalt și neavând nimic altceva decât efuziunea și pornirea dăruirii, se instaleze un orizont în care între ei începe să circule Dumnezeu. Acesta este, de fapt, cred eu, așa am înțeles eu, dăruind vei dobândi. Că în momentul în care te apropii de celălalt, tu nu știi dacă meriți să stai în fața lui, dacă ai demnitatea, dacă ai bunătatea, dacă ai umanitatea pentru care el să deschidă ochii și pe care să merite să o vadă. Dar dacă ai pornirea, totuși, în acel moment se instalează aura, legătura mistică, să spunem, dacă acest termen nu deranjează, între tine și celălalt, în așa fel încât, neavând nimic de dat, în primul moment, în al doilea moment, se instalează între tine și el un dar absolut, un dar pe care nici măcar nu poți să-l ții, să-l cuprinzi. Venirea lui Dumnezeu, un fel de parusie, un fel de parvenire a lui Dumnezeu în relația ta directă cu celălalt. Ei, mie mi s-a părut că o astfel de interpretare și astfel de pildă nu atât de ratată. Steinhardt nu... El rămâne o figură culturală despre care se poate și se va discuta mult și bine. Dar ca educator moral și ca educator într-o convertire, să spunem. Eu cred, citind pagini din Jurnalul Fericirii și din predicile Dorin de Dobândi, chiar pornind pe un fond de neutralitate religioasă, e imposibil ca felul în care ilustrează el momentele, situațiile de credință sau situațiile de revelare a unor momente sau taine ale creștinismului, e imposibil să nu fie atins, să nu fie mișcat și să nu se întâmple ceva mai mult decât aștepți ca cititor de la o lectură, simplă, de la o carte care, în fond, nu e scrisă de cineva care să aibă aura sfințeniei, nu? Merge spre cărțile lui, altfel decât merge spre cărțile Sfinților Părinți sau spre cărțile sacre. Sunt complementare. Da, sigur. Și totuși efectul, cum a spus și el, mă rog, poate cu un fel de ironie, când relatează intențiile finale ale lui Dostoevski, a trebuit să scrie O viață lui Iisus și Steinhardt spune, poate e bine că n-am mai apucat că ar fi fost o a cincea Evanghelie. Adică există într-adevăr scriitori precum era Dostoevski, care dacă se apucă să scrie ceva, e o Evanghelie. Păi, Nicolae Ștefan... Da, Nicolae Ștefan trebuie s-a apropiat în multe dintre momentele, de luminele pe care le-au pasaje din cărțile lui, s-a apropiat de o relevanță și de o frumusețe evanghelică a ceea ce descrie. Și perfect, scuze-mă, e perfect concordat. Asta e cam ceea ce am vrut eu să propun. Noica, cu rugați-vă pentru fratele Alexandru, cu ce spune paleologul că s-au descoperit ca structură etică în pușcărie, că altfel ar fi fost niște
epizod? Adică o singură observație. Apropo de metanoia, de ce spui? Să termin domn profesor, da. Și după aia. Nu, am terminat, atâta, da. Că e perfect. Și eu sunt de acord cu dumneavoastră că se poate citi și interpreta Jurnalul Fericirii ca un fel de metafora fericirilor și a predicii de pe munte. Nu știu dacă ați văzut vreodată un film, rolul principal este celebrul actor negru, Sidney Poitier, care se numește Lilies of the Field și care e o chestie foarte interesantă cu un negru care nimerește într-un convent de stal unor călugărițe germane și care îl roagă să construiască o biserică. Și tipul ăsta inițial neagă, zice că nu știu ce, și îi arată exact predica de pe munte și spune, uite așa trăiesc clinii, sunt cei mai îmbrăcați, nu știu ce. Și până la urmă el convins de chestia asta, el protestant, călugărițele germane și catolice, găsesc un punct comun în Biblie, deci se înțeleg pe baza Bibliei. Steinhardt proiecta chestia asta, fericirea asta paradisiacă, o proiecta și asupra literaturii. Pentru că vorbește la un moment dat despre un pasaj foarte frumos dintr-un eseu al lui Chesterton, care e un eseist și un romancier britanic foarte important și care l-a inspirat foarte tare, iubea foarte mult literatura lui Chesterton și eseurile religioase, de fapt. E un fel de Lewis, dar mă rog, un om extraordinar și care vorbește despre aventurile clubului Pickwick al lui Dickens. Și spune, doamne, pe mine personajele alea mă atrag pentru că au ceva paradisiac, trăiesc ca în paradis. Și spune, pe mine literatura lui Caragiale mă interesează pentru că oamenii râd tot timpul, sunt fericiți, nu sunt ca niște îngeri. Spune la un moment dat într-un text, gândiți-vă că extrema dreaptă, adică legionarii și Lovinescu se refereau la personajele lui Caragiale, Lovinescu le făcea gorile și extrema dreaptă spunea, nu mai ieșim niciodată, băi frate, din Caragiale ăsta, deci jegul lui Caragiale, ironia, percepeau foarte diferit lumea asta pe care Steinhardt o percepe ca fiind un imens carnaval, așa, și băieții aia tot timpul râzând și Caragiale însuși spunea, zice, noi am râs destul, acum e vremea voastră ca să suferiți, deci anticipând primul război mondial, gulagul, comunismul, deci a avut o ieșire din asta în care și-a dat seama. Foarte multe dintre romanele lui și chiar descrierea pe care el o face Mahalalei în care a crescut, nu spune că când eram copil mă duceam la ora de religie ortodoxă, deci nu se ducea la Yiddish cu colegii lui ca să studieze Tora sau ce studiau ei acolo, limba Yiddish, se ducea la preot ortodox care îl chema la biserică și spunea că mahalaua respectivă, când băteau clopotele, sunetul acela reverbera atât de tare încât, mă rog, probabil că a avut și acela un sens de metanoia și de convertire. Imaginea aceea puternică pe care o propune legat de copilărie și de această extraordinară mahala bucureșteană, interpretată în acest sens al unui paradis al locuirii blânde și politicoase, este faptul că mama sa, care nu era bineînțeles creștină, îl ducea copil fiind la Biserica Capra, exact. Și se ruta icoanele Sfinților în prezența ei. Există un fragment din jurnalul Fericirii, nu mai mi-amintesc acum dacă replica lui Alexandru Paleologu era o replică din pușcărie sau de după ieșirea din pușcărie. Când Alexandru Paleologu îi spune, măi Nicule, tu ai devenit teolog, tu pe toate le vezi ca un teolog. Așa este. Ultima figură, figura esențială a lui Nicolae Steinhardt este acea a teologului, a teologului ortodox. Și a teologului, așa cum este definit de pateric, adică omului care, cine e teolog? Cel care se roagă. Rugăciunea este arma pe care finalmente o descoperă fiecare dintre cei care
să numim deocamdată în această categorie a celor care se convertesc, da? Bineînțeles că este arma tuturor celor care cred. Ceea ce descoperă convertitul, în cazul nostru, Steinhardt, este această extraordinară putere și necesitate a rugăciunii. Și acum mănăstirea de la Rohia e un paradis verde și... Și toată căutarea de foarte frumos, din bușcărie și până de după închisoare este o căutare permanentă a rugăciunii și a încadrării în acest model al salvării prin rugăciune și sigur și prin lucrare. Domnule, da, după cum observați, am transformat această seară într-un fel de proces al unei etape, ceva mai lung decât un mes de fotbal. Da. Așa, în care sunt multe de spus, dar eu am tot dat părerea după ce despre anumite fapte petrecute. Sigur că ne-am bucurat că vă auziți pe dumneavoastră, cei din spatele camerei, nu? Trebuie să vorbim acum la cameră, pe la televizor. Eu sper că, chiar așa cu, să zic, întinderea ei, această seară ne-a fost folositoare tuturor. Vrem să le continuăm. Toate discursurile despre, sau mă rog, discursurile, evocările, că nu-mi place să vorbesc la discurs, măcar și pentru faptul că e întrerupt, nu? Toate evocările lui Nicolae Steinhardt au dus spre ceea ce Vulcănescu, că tot s-a pomenit, numea identitate de atitudine, care e ceva mai importantă decât toate identitățile în această lume, religioase, nereligioase, politice și de altă natură. Adică, la un moment dat, atitudinea este cea care ne unește și care ne poate ține, eu știu, la un loc pentru un parcurs mai lung sau mai scurt. Dacă cineva dintre dumneavoastră vrea să spună ceva, acum este momentul. Întrebări? Întrebări, completări, vă rog. Vă dau și microfonul ca să se poată auzi, că nu se aude în... Suntem urmăriți live, cum să spuneți. Luați microfonul. Mulțumesc. În primul rând, m-am bucurat mult să ascult toți acești lucruri. Foarte interesante comunicările tuturor și mi-a plăcut faptul că s-au completat reciproc. Ceea ce a făcut faptul că această conferință să fie foarte interesantă din punctul meu de vedere. Acum vreau să fac o simplă observație care mi se pare că are o aplicabilitate strictă pe atmosfera socială, ca să spun așa, de la amenințare și nu numai în ziua de astăzi. Ați vorbit cu toții, ați spus în evidență dimensiunea artistică a operei, dimensiunea etică, estetică, pedagogică, existențială, toate acestea au fost foarte bine puse de toți dumneavoastră în evidență. Dar, repetând, vorbind acum strict despre aplicabilitatea operei lui la atmosfera socială din ziua de astăzi, mai este o calitate, cel puțin din punctul meu de vedere. O calitate involuntară, tangențială, oarecum, și aceea este că el a fost întreb. Pentru că în atmosfera din ziua de astăzi, politică, socială, după cum am spus mai departe, anumite observații de ale lui făcute cu foarte mult curaj, cu un spirit de observație foarte lucid, referitoare inclusiv la sionism, inclusiv la foarte multe subiecte delicate, care în ziua de astăzi vin să se opolească, la sionism, la mareșalul Ion Antonescu, la legionarism și așa mai departe, pot circula liber astăzi, datorită faptului că el a fost întrebat. Pentru că el nu poate fi acuzat de antisemitism, este mai greu să-l acuz de legionarism, este iarăși greu să-l acuz de antonescianism, este greu să-l acuz de foarte multe lucruri cu care se discreditează oameni importanți ai culturii românești și nu numai în ziua de astăzi, foarte ușor. Pentru că acestea sunt armele predilecte cu care se atacă oamenii de cultură în ziua de astăzi. Și el este liber. El nu poate fi atacat cu aceste arme. El, din punctul acesta de vedere, are un fel de armură. Ceea ce face cu atât mai interesante și mai încurătoare, cum să spun, mesajele pe care parcă le transmite cineva de sus acolo, prin intermediul acestui om. Faptul că el, aceste mesaje pot ajunge la noi
fără să poată fi atacate. Ceea ce se pare, el este un echip foarte extraordinar din acest punct de vedere, ca să reducându-i foarte mult din statura ei. Ce s-a făcut, nu am răspuns, pentru că m-am ocupat de el, dar este... Să-l lăsăm să termine întrebarea. Da, n-a făcut nicio întrebare, a făcut o observație și o mulțumire pentru această seară. Și mai vă mulțumim. M-am ocupat într-o carte despre Mihai Sebastian, publicată la editura HSPR în anul 2007, care am fost la centenarul Sebastian, organizat de UNESCO, un manolet de ICR Paris, de caracterul al reprezentății lui Mihai Sebastian, care de fapt e pus cumva în legătură cu ce se întâmplă în jurnalul lui, în care, la un moment dat, se trezește că în jurul lui sunt numai dinoceri, cum îi numește Eugen Ionescu. Eugen Ionescu, care în jurnal apare plângând și spunând, uite, mama mea e evreică și am botezat-o în momentul când am murit. Deci, practic, el ar fi un alt evreu din astfel de vedere. Cred că etnia în sine nu joacă un rol foarte important în contextul ăsta antisemit, care e foarte puternic între cele două războaie mondiale, aproape atinge maximum prin pogromul și prin cei 300 și ceva de mii de evrei asasinați de Ioan Antonescu în Basarabia și Bucovina. În cazul lui Steinhardt, atitudinea lui de tinerețe, cumva, exact ce spunea domnul Gheorghiu, care vorbea despre tratatul acesta de drept constituțional al lui Leon Dugui, mi se pare că se numește profesorul lui de la Paris, cu care și-a dat doctoratul, orientarea lui spre zburătorul lui Lovinescu și spre zona liberală, ideilor liberale, faptul că scrie în gazete liberale, că era un profund liberal, întâmplător, cum să zic, orientarea lui politică coincide cu etnia. Deci, practic, eu cred că orientarea lui, chiar dacă n-ar fi fost evreu, probabil, el ar fi adoptat tot idei liberale. Am înțeles ce spuneți. Eu nu am referit însă la acea perioadă a percepției asupra etniei lui, cât asupra importanței pe care o are etnia lui ziua de astăzi, nu pe care a avut-o ziua de astăzi. În ziua de astăzi, evreii și toți mai sunt. Nu mai sunt aproape deloc. Și fenomenul la care asistăm se numește în Europa de Est antisemitism fără evrei. Deci, practic, foarte multe ieșiri de astea antisemite din Occident, din Franța, au rămas în aer, pentru că evrei și funcționează de sionism și au căpătat asta națională. Subiectul comentariului nu este nici sionismul, nici antisemitismul, ci libertatea lui Steinhardt de a se exprima despre subiecte delicate și faptul că, având, sigur, această origine etnică, care dispare după, mă rog, convertire, nu ne mai referim la el ca un autor cu anume etnie, ci ca un autor, mă rog, dacă ne referim la autor, ne referim, în primul rând, la creștinul și la teologul Nicolae Steinhardt, la cel care va deveni călugărul Nicolae. Deci, esența comentariului era legată de acest fapt și de faptul că subiectele delicate astăzi sunt greu abordabile și că Steinhardt face declarații pentru unii uimitoare încă, dar Steinhardt, mă rog, nu vrea să uimească, ci declară anumite lucruri în firescul lor, pentru că e o epocă pe care a trăit-o, pe care o cunoaște foarte bine, cunoștea foarte bine și ponderea responsabilităților în a se fi întâmplat sau nu anumite lucruri. De aici și declarațiile despre Antonescu și despre ceea ce s-a întâmplat în toată această perioadă. Într-adevăr, subiectele sunt din ce în ce mai delicate, pentru că și tentația de a nu lăsa istoria să fie judecată în fațetele ei multiple și a o eticheta într-un soi, mă rog, ideologic, este foarte mare și astăzi. Ne mai spunând, bineînțeles, că
care acel tragic al unui întâmplări este și extrem de grav, trebuie întotdeauna, întotdeauna subliniat. Dar studia e întotdeauna, nu e un mecanism real și negru, e întotdeauna plină de lucruri de finețe, de subtilitate și nu există un judecător suprem aici pe Pământ pentru a ne ghidea numai după judecățile sale. De aceea și jurnalul este plin de declarații care al căror adevăr, contradictorii, că adevărul este adevărul trăit de el, sunt non-ideologice, non-partizane și pline de altfel și de generalitatea care l-a caracterizat întotdeauna. Nu e mai puțin adevărat că există, e un fenomen mai puțin cunoscut, dar există o reacție la declarațiile lui Nicolae Steinhardt. Există oameni din comunitatea evreilor, fie că sunt din țară, fie că sunt din afară, care au amendat, au criticat anumite lucruri din declarațiile sale, în ceea ce a scris. Deci există și aici o discuție, o dezbatere în care nu intrăm acum, nu aceste lucruri. Nu a fost tradus în Israel. Sensul acestor lucruri, pentru că orice declarație, sigur, poate fi discutată și bine că e așa. Dar, într-adevăr, observația domnului este corectă, este în mod pertinentă, da. În părerea teologică, sigur că era pertinentul vorbei ales. Și din acest punct de vedere, l-a ajutat acest lucru foarte mult. Domnul profesor, vă duci vorba despre o anumită zodia în ecumenism care a prezentat protezului și, într-adevăr, asta a dorit și vorbește foarte frumos de niște protestanți pe care a cunoscut în anii 38 în Elveția. S-a dus la o școală de mare. Și, în general, este extrem de deschis către orice denominație. Pe de altă parte, ca rezău, era și afirmă superioritatea monoteismelor și apoi o afirmă chiar că și al creștinismului. Spuneați că nu citează din Sfinții Părinți atât de mult și, într-adevăr, citează mai puțin. De ce citează? Din Ioan Damaschin, din Chrysostom, din... Nu atât de mult. Dar mă gândesc că faptul că era evreu se vede asta din tot ce scrie, i-a facilitat un fel de acces la creștinism, cumva scurcircuitând niște lucruri. Deci are o familiaritate cu Dumnezeu, cu Hristos. Hristos era evreu. E foarte familiar cu tot ce înseamnă cultura Vechiului Testament și a Noului Testament, a creștinismului primar, pentru că el venea de acolo și acest lucru se simte în tot ce spune. El înțelege perfect. Teologii vorbind, și este tovă de teologie, vorbește de sinoade, de calcedon, de chenoză, de erezii, de monofizite și apolinarialiste și dochetism și așa mai departe, dar dincolo de această competență teologică, faptul că era evreu, cred că i-a permis un acces foarte interesant, foarte direct la creștinism. Și o fac. Vorbește de Martin Buber, de asemenea. Și da, filozofia de eu și tu. Eu și tu și spune superioritatea creștinismului asupra unei religii de tip Martin Buberian, spune. Deci, acest ecumenism extrem de empatic și de deschis către alte religii, și fiindcă domnul Mihai Gheorghiu a scris o carte foarte amplă și interesantă despre religia egală, aș invoca puțin acest aspect. Steinhardt știe foarte bine istoria religiilor și chiar spune undeva, eu când vorbesc de budism, zice Steinhardt, eu vorbesc de la surse directe. Și îl compară pe savant cu Mircea Eliade cu un monah. Spune că așa cum un savant se duce în bibliotecă, monahul se duce și se roagă în chilia lui. Deci are cumva o privire foarte bună despre Eliade și exact. Foarte apreciativ. Și în același timp el spune, am citit Cartea Morților
care a Tibetana Morților, traducerea engleză a lui Ivan Wendt și Lama Sanput, deci o traducere din 27, care era cea mai bună în acel moment, vorbesc și de taoist, de laos, de budism, dar spune totuși că dacă ar fi așa cum spune budismul, spune Terra ar fi un iad veșnic, unde am tot revenit mereu din Bardo, din tărâmul intermediar din budismul tibetan, Bardo, și nu este de acord. Spune că budismul este un sistem rece, un sistem construit glacial, spune el, o lege implacabilă, legea karmei, și deci acest ecumenism totuși îl lasă să aibă o privire critică și mai spune, sigur, Jit întreba, îl pot suna pe Hristos la telefon și el răspunde, da ce, pe Buddha sau pe Laos sau pe Zărița Kundalini, poți să-i suni la telefon? Adică nu scapă ocazia. Le aplică niște corectii. Da, deci, așadar, acest ecumenism este extrem de generos și de deschis, în același timp cu nuanțele... Da, și vorbește la un moment dat, ca și Eliade, despre cartea aceea lui, a lui Okakura Kazuko, despre teism, despre religia asta japoneză a ceaiului și preparării ceaiului, și care vine, de fapt, din China. Vă mulțumim foarte mult pentru timpul acordat, vă mulțumim și noastră pentru prezență și să sperăm de vedere cu bine la următoarea emisiune. Da, mulțumesc.